Mulțumim Domnului care ne-a ales înainte în temerea lumii și să ne dea bunul Dumnezeu harul să-L alegem și noi, pentru ca să se dovedească această alegere atunci când va veni și va începe Sfântă Împărăția Sa. Amin. Vă invit în această seară să luăm Scripturile, să ne lăsăm la îndemâna Domnului, a Duhului Sfânt, și să cercetăm un domeniu de prezent și cu atât mai mult de viitor, de mare actualitate. Am intitulat lecția aceasta Amăjiri demonice prin noile tehnologii. Istoria și situația actuală cu atât mai mult ne dovedește că lumea aflată sub influența lui Satan a folosit orice tehnologie apărută în scopul proliferării răului. Dacă ar fi să ne gândim la dinamita descoperită de cel ce, a cărui nume este atât de bine cunoscut de la premiul Nobel, la ce a fost folosit? La bombe. Ea ar fi putut să aibă o utilizare bună. Așa ar putea să spună cineva și să scuze din capul locului tot ceea ce ține de imaginea vizuală, pentru că trecerea în postmodernism a fost dată cu apariția imaginii televizate, fie că e vorba de televizor, care a fost primul, tablete, computer, telefon. Și vreau să vă arăt din Scripturi, cum spuneam, că e o chestiune care privește în mod deosebit viitorul, scrie în Apocalipsa 13, ca să nu mai dau alte exemple de folosire a descoperirilor în scopuri negative, citesc de aici, de la versetul 15. E vorba de fiară, i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ceva nou. Și ce va face cu această invenție? Prin faptul că icoana va putea să vorbească, va face să fie omorât de ce să nu se vor închina icoane fiare. Va face ca toți, mici și mari, bogați și sărați, slobo și rob, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Și scrie pe pagina din sânga, tot în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9, că diavolul, șarpele cel vechi, înșală întreaga lume. A înșelat încă din gândele din Edenului. Dar înșelarea de la sfârșit va fi de cele mai mari proporții. El este specialist în asta. Scrie în versetul 12 că pe pământ este teatru de operații. Și apoi în Apocalipsa 20 este scris că după ce îi se încheie perioada de arest din 1000 de ani, imediat reușește să înșele din nou neamurile. Deci să nu subapreciem această putere demonică de amăgire. De ce la sfârșit va fi de o mai mare amploare? Pentru că are tehnici noi. Părerea mea că, în primul rând, din punct de vedere spiritual, are forțe suplimentare, se deschide fântâna adâncului și noi demoni intră în acțiune. Dar și tehnologia, cu siguranță, îi va fi la îndemână. Ei, în aceste condiții, ce putem face? Cum înaintăm? Biblia ne pune la îndemână principii sfinte care sunt valabile pentru toată istoria omenirii. În plus, avem descoperiri punctuale la zi ale Duhului Sfânt. Spune Scriptura în Psalmul 119, versetul 9, tocmai vorbind despre categoria voastră de vârstă, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Poate va spune cineva în îndârjirea lui, nu scrie în Biblie de telefoane și de astea. Așa au spus unii când a apărut fumatul, nu scrie în Biblie să nu fumezi. Da, dar nu sunt suficiente principii din care să înțelegi dacă este corect sau nu să fumezi. Deci chiar dacă nu avem referiri concrete
Deși acea icoană a fiarei este o evidențiere în cuvinte antice a ceea ce se întâmplă acum în tehnologie. Aș vrea să privim în această seară la câteva principii. Deci vorbim pe bază de principii. De unde se înțelege clar cum acționează diavolul și ce avem noi de făcut. În primul rând, două principii ale realității ființei umane. Trebuie să știm cum funcționează omul. Noi nu putem să fugim de această realitate. Mi-amintesc că undeva a fost un grup bărbătesc care a cântat, din punct de vedere al cuvintelor, o cântare frumoasă pe tema întoarcerii firului risipitor. Dar instrumentația era foarte dăunătoare. I-am spus păstorului local care era lângă mine și el îmi zice, tocmai asta i-am spus eu păstorului asistent care era lângă el. Și am întrebat, bine, eu ți-am spus dumneata, dumneata i-a spus dumnealui, dar dumnealor cine le spune că ceva nu e în regulă? Ei, și după nu știu câtă vreme, m-am întâlnit cu ei la o evanghelizare și timp ce stăteam la masă, le-am spus, băi, băieți, voi cântați frumos, numai că și cântările voastre sunt amestecate. Că asta-i place diavolului. Amestecul de adevăr și eroare. Nu face bine sănătății și cu atât mai mult spiritului felul vostru de a cânta cu accente rock. Și îmi zice unul dintre ei, frate, nu toți oamenii sunt ca dumneata, noi suntem diferiți. A, zic, n-am știut că oamenii sunt diferiți, eu știu că toți sunt ieșiți dintr-unul singur. Zic, dar hai să facem o probă să văd dacă sunteți diferiți. Acum este iarnă, socotiți că intrați într-o cameră frigo la minus 40 de grade, așa în tricou, eu deschid un vizor și vă întreb după 10 minute, băieți, n-ați transpirat, vă schimb tricourile. Păi frate, la minus 40 de grade nu transpiri. Mă, dar voi sunteți diferiți, eu știu cum o fi, aia să fie diferit. Zic, dar n-am cameră frigo la îndemână, vine vara și la plus 40, două paltoane, așa că eschimoși, trei rânduri de pantaloni și să vă întreb, băi, nu fi frig să vă ajutăm cu ceva căldură? Păi frate, păi de ce nu înțelegeți că dacă în aspectele acestea fizice noi suntem toți la fel? Știința ne dovedește că și în aspectele mai puțin vizibile, la nivel de creier, de subconștient, suntem toți la fel. S-au făcut experimente, de exemplu, într-un magazin, într-un mall. Totul este cu scop mercantil, să vadă cum poate fi maximizat profitul și s-a pus un anumit gen de muzică, alt gen de muzică. Cineva a avut curiozitatea să intervieze cumpărătorii. O treime din ei au spus că ei nu au fost atenți că a fost muzică. O treime au zis, da, cred că a fost ceva muzică, da, a fost, dar ce s-a cântat? Nu știu. Nu știau nici limba în care s-a cântat. Sau. Și abia o treime au identificat, nominalizând ceva legat de cântări. Și totuși, și cei în parte conștienți, și cei aparent inconștienți, erau cu un comportament diferit în funcție de muzică. Și nici nu te dai seama. Aș vrea să înțelegem așadar că ființa umană are regulile ei. Nu poți face abstracție să nu respiri, să nu mănânci. Nu poți să îți propui ca și copil de 12 ani, nu mai vreau să cresc. Asta nu ține de tine. Sau când ai 20 de ani să spui, eu mai vreau să cresc. Nici asta nu ține de tine. Este foarte important să știm că mediul în care crește, în care se dezvoltă un copil, un adolescent, un tânăr, îi prelucrează mintea. De la percepții informaționale la motivații. Și asta duce la practici și obiceiuri care pot să fie bune sau rele. Noi ne naștem ca un computer gol în care se vor introduce informații, va lucra cu anumite softuri, programe. În Proverbe, capitolul 1 și 2, pentru că această carte e scrisă pentru adolescenți, pentru tineri, se observă din plin această
valoare a binelui și non-valoarea răului. Scrie aici, de la versetul 2, că înțelepciunea poate fi cunoscută, anumite calități, chestiuni ce țin de caracter, de ascuțimea minții, să spunem așa, cum spune versetul 7, pentru prinderea înțelesului unui pilde sau unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților, cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul înțelepciunii, dar există și altă tendință, opusă, nebunii nosocotesc înțelepciunea și învățătura. Spune în versetul 8, să asculți de tata și de mama, dar în versetul 10 scrie să fii atent că sunt niște păcătoși în jur. Apoi scrie de la versetul 20 că înțelepciunea strigă și cheamă să te îmbogățească. Dar unii refuză. Și scrie aici de la versetul 24, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți. De ce se împotrivesc aceștia? În capitolul 2 din nou, este o chemare pentru tineri, fiule, primește. Dar de ce să primești? Versetul 9, ca să poți să dobândești anumite calități pozitive, atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine, înțelepciunea va veni în inima ta. Cunoștința va fi despătarea sufletului tău, chipzuința va veghea asupra ta, priciperea te va păzi, dar de ce să te păzească? Pentru că există și alte chemări. Ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, versetul 16, să te scape de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbea de emnitoare. Și apoi în capitolul 9 scrie, tot în Proverbe aici, că înțelepciunea cheamă la o masă, 9:5, veniți de mâncați din pâinea mea, beți din vinul pe care l-am amestecat, lăsați prostia și veți trăi, dar uite și în capitolul 13, vecina ei de peste drum, nebunia o femeie gălăjioasă, și ea cheamă. Apele furate sunt dulci, pâinea luată pe ascuns este plăcută, veniți aici. Da, asta e perioada în care te formezi și apuci într-o direcție sau alta. Rețineți, totul se petrece sub influența Duhului lui Dumnezeu sau a duhurilor de amăgire. Și știți cum au acestea acces la noi? Prin simțuri. Totul este pe bază la ce vezi, la ce auzi, la ce atingi. Acestea sunt căile de acces în ființa umană, a binelui sau a răului. Rămânând în Proverbe, scrie în 6:25, nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei. Dacă ai fi orb, ai vedea ochii frumoasă? Nici într-un caz. Dar iată că ochii pot să fie o cale de acces a păcatului, cum a fost înșelat și David, sărmanul. Scrie apoi în 7:10, iată că le-a legat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Felul în care a fost îmbrăcată sau poate mai mult dezbrăcată, cum este și acum, n-a fost indiferent pentru acest tânăr care încă nu era format. Pentru că scrie în versetul 7, am văzut pe un băiat fără minte. El de acum urma să se ducă la masa înțelepciunii sau la masa nebuniei. Apoi, auzul, 7:21, tot vorbindu-i, l-a ademenit. Ce să mai spun de atingere? 7:13, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Sau cum zice în Eclesiastul 7:26, a dat mânuțile să-i pună cătușele. De aceea, mare atenție, spunea Domnul Iisus Hristos, Matei capitolul 5, vorbind despre păcatele trupului, citesc de la versetul 27, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dacă să n-ajungi acolo, spunea Domnul, oricine se uită la o femeie ca să poftească și prea curvit cu ea în inima lui. Mai eu cred că aici se referă pe de o parte la faptul că păcatul se poate produce la nivel de minte, de duh, dar și la faptul că odată acceptat la acest nivel, păcatul trece la nivelele următoare. De asemenea, vă citesc ce scrie în Iacov la capitolul 1.
Versetul 14, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, adică înșelat. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatul și păcatul atât zămislit aduce moarte. Dar pofta cum se manifestă? Prin felul în care noi suntem creați. Deci să rugăm pe Dumnezeu să ne putem controla trupul și fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea har, stăpânire în acest control, amin. O a doua mențiune, un al doilea principiu. Aici vă rog să fiți atenți. Prin ceea ce este specific acestei generații, vizualizări ce n-au fost în istorie, genuri de muzică ce, cel puțin în zona noastră creștină, n-au fost, divertisment cum n-a fost, droguri cum n-au fost, se produc la nivelul creierului unde de frecvență alfa, ceea ce este dovedit din punct de vedere științific, că fac acea persoană să nu mai judece, spus așa pe scurt, emisfera stângă a creierului să nu mai analizeze dacă este bine sau rău. Și toate acestea pe care le-am amintit în mod deosebit, vizualizările și muzica, fac pe om să privească și să accepte. Pe această undă se difuzează reclamele în plan vizual. Și nu mai aveți oameni în magazin că vor să cumpere. Și pe credit. I-a convins. N-au gândit mult. N-au analizat cauzal la ce poate să ducă asta. Și astfel oamenii nu mai sunt responsabili. Am întâlnit printre tineri care spun, frate, nu mă pot înfrâna. Și am întrebat, ce vizualizezi? Ce muzică asculți? Tu de la nivelul de unde beta peste 12-14 herți, când poți să judeci, cobor sub acest nivel. Și face cu tine cine ce vrea. E autohipnoză. Și spune că nu poate. Nu poate pentru că în mintea intră în stand-by și este incapabil să raționeze. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Oare înțelegem noi deci ce se întâmplă la nivel de minte? Numai culmea este că exact în această stare omul simte plăcere. Poate coborâ și mai jos, la unde teta, când e așa, poți să-l duci cu fotoliu cu tot, că e conectat la ecran și nu mai judecă bine. Repet, asta e realitatea în care am fost creați și nimeni nu poate să facă abstracție. E cum zice Solomon, Proverbe 6, poți să umbli pe cărbune aprins fără să-ți ardă picioarele? Nu, pentru că realitatea ta fizică nu-ți permite să nu fie afectate celulele. Trec la un alt capitol, principii preventive. Dacă asta e realitatea și așa suntem construiți, cum putem să prevenim? Două principii. Educația copiilor, și ascultați-mă, până la căsătorie, până când pleacă de acasă, până când ajung să lase pe tata și pe mama în mod de drept și de fapt. E cea mai sigură protecție împotriva asalturilor demonice asupra ființei umane. Nu există loc mai sigur ca o familie evlavioasă. În Scriptura, în Proverbi, la capitolul 4, că Solomon își amintea de învățăturile pe care le-a dat tatăl său când era mic. Versetul 3. Gingaș și singur la mama mea și știm că Batseba am avut și alți copii după el. El m-a învățat atunci. Ce? Să dobândească înțelepciune. Să judece pe ce lume trăiește și noi în ce generație ne aflăm. Și scrie aici în versetul 23, păzește-ți inima, adică mintea, că totul se produce aici, în creier. Mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, adică de aici se decide ce vei face și în timp ce soartă vei avea. Și nu se încheie cartea Proverbelor fără ca să observăm că mama își învăța fiul până la vremea căsătoriei, știți textul din Proverbele 31, citește la anunț uneori, îl învăța pe acel băiat să nu se lase corupt de fete.
O mamă evlavioasă își învață fata de asemenea să își păstreze puritatea? Și în felul acesta vom reuși să ne păstrăm preocupări zilnice care nasc atitudini și pasiuni. Ascultați-mă, în completarea acestei idei, au rezultate numai dacă mintea noastră nu este bombardată de ceea ce se propagă pe internet, de filozofiile și practicile idolatre și imorale ale lumii. Că degeaba vii la adunare, tata și mama își ține lecția, iar tu nascuns, mai cu seamă acum cu școala online, cu libertatea, cu autonomia ce o ai, în paralel, tu pierzi vremea și pe filme, și pe rețele de socializare, și vizualizezi, că numai curiozități, că numai chestiuni hazlii. E ca la meșterul Romanole. Ce a zidit frații la adunare, tata și mama, împrăștii tu. Că plus cu minus dă minus ca la matematică. Nu se poate. Dacă într-un vas ai mâncare curată și introduci în același vas mâncare alterată, care pe care se învinge? Va reuși dacă punem 8 porții de mâncare curată și numai 2 porții de mâncare stricată. 8 la 2 bate, nu? Nu bate. 1 la 9 bate. Așadar, atenție la ce ascultăm, la ce vizualizăm. Poate nici nu vă dați seama, spune, îmi place. Da, știu că place, pentru că e acel aspect al creierului care te face să-ți placă, neavând dotat creierul, că creierul funcționează în diferite acțiuni și activități pe diferitele lui compartimente, neavând o capitală bine stabilită de unde să se primească niște comenzi concrete, ești vulnerabil, n-ai experiență, ești tânăr. De aceea scrie Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 5, versetul 10, nu luați deloc parte la lucrările rodurilor întorele cu bancă, mai degrabă, osândiți-le, că ce e rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Așa e că și vouă uneori vă este rușine să vă vadă cineva cu ce ați accesat? Sau cel puțin prima dată v-a fost rușine, nu? Apoi cu vremea se pierde și rușinea. Iată în ce vreme trăim, 2 Timotei 3. Vremuri grele din punct de vedere al felului în care lumea a ajuns foarte, foarte coruptă și voi vă dezvoltați în acest mediu. Ne spuneam că familia ar fi un loc sigur. Scrie aici de la versetul 2 că oamenii vor fi, cum sunt acum, să spun eu pe scurt. Versetul 4, iubitor mai mult de plăceri. Deci își lasă creierul așa să le frendoneze muzica la unde alfa. Și înghit fără să mestece, fără să analizeze. Dar scrie aici în versetul 14 că Timotei a avut parte să fie învățat din copilărie, din scripturi și asta i-a dat înțelepciune. Și am citit din Proverbe 2 că dacă dobândești înțelepciune, tu vei fi atent. Înțeleptul nu poate fi dus de nas, de minte, la care nu pricepe. Cum spunea cineva la niște oameni maturi despre un anume suc care era natural. Beți măi că e sănătos. Și ei vreau ceva, o chimicale. Cred că e sănătos, dar m-am obișnuit cu gustul ăsta. Dar judeci numai cu cerul gurii? Cu simțul gustativ, fără ca să judeci cu mintea? În al doilea rând, în al doilea principiu, și poate asta nu vă place, dar tare bine v-ar prinde, dacă l-ați înțeles. Este necesară o delimitare clară între adevăr și eroare. Asta să fie stabilită de forurile competente, familie, mă refer ca părinți, biserică, mă refer la slujitori, bine ar fi și la școală și în societate, dar nu întotdeauna este așa. Delimitări stabilite de adevărul imuabil al lui Dumnezeu, bine argumentate și clare, niște granițe ale siguranței pentru voi. Am citit puțin ca să
Pot să fiu un temă în ceea ce vă spun? Poate ați auzit de școala de la Frankfurt, o școală care a adus mult rău pe lumea asta. De acolo s-au născut mulți neomarxiști care domină acum și universitățile din America, în parte și pe cele din Europa. Ei și-au propus să-L scoată pe Dumnezeu din toată ecuația. Și ceea ce vă spun sunt date concrete. Discutau, sunt scrisori, cărți ale acestor promotori. Spuneau așa, trebuie să distrugem familia. Asta ne încurcă în planurile noastre. Și au zis, prima dată să distrugem autoritatea tatălui. Și-au provocat în perioada interbelică revoluția feministă. Apoi au zis, trebuie să rupem pe mama de copii. Și au avut ocazia după al doilea război mondial, că au fost mai puțin bărbați, să spună, femeia este egală în drepturi cu bărbatul, să iasă și ea din casă. Și poate lumea nici nu și-a dat seama că niște planuri tâlcuite, niște filozofii puse la punct în frunte cu diavolul. Apoi, ca să strice copiii și pe toți, a adus revoluția sexuală. Și mai nou, toată agenda aceasta progresistă ca să mutileze oamenii. Doamne, numai Tu ne mai poți păstra în vremurile acestea. Deci nu uitați aceste două principii preventive. Familia evlavioasă și doi, rămâneți sub autoritate. Respectați granițele puse. Dumnezeu a spus lui Adam, Genesa 2 cu 16 și 17, uite, poți să mănânci din toți pomii. Uite, este aici o zonă care e interzisă pentru tine. Diavolul exact acolo. Și eu nu cred că a apucat Adam și Eva să mănânce în toți pomii. Oricum, la pomul vieții n-au ajuns, da? Dar acolo s-au dus. Vreau să vă pun povestea pe scurt a doi frați din Genesa, Iosif și Dina. Scrie în Genesa 34, de la 1 la 4, că Dina a ieșit să vadă pe fetele țării. Unde poți să ieși să vezi mai bine pe fetele țării decât pe internet, nu? A fost mușcată? Da. E dovedit statistic că 80% dintre tinerii care interacționează pe internet cu alții ajung să cadă în păcat. Iosif, Genesa 39:9, când a fost provocat singur printre străini, a zis, cum să fac eu un păcat, un rău atât de mare, să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Mai știți ceva despre Dina? Dar despre Iosif? Binecuvântări până la dealul, până la creștetul dealurilor veșnice, spuneau patriarhii. De aceea mustră Domnul prin Duhul pe slujitorii din Apocalipsa din două biserici, Apocalipsa 2, versetul 14, după ce îi laudă că rezistă persecuției, îi mustră pentru toleranța lor. Am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră potinire înaintea copilor lui Israel. Vai de slujitorii care în vremea asta și de părinții care nu se pronunță împotriva acestor amăgiri demonice. Pentru că tinerii sunt ispitiți și alți membri din adorare să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și se dedea la curvie. Când a fost mai multă curvie decât acum cu ceea ce se întâmplă prin tehnologie? Dacă ar fi să rămâneți așa la mărturisire fiecare, să facem o statistică la urmă, câți ați rezistat vă mânjiți. Cum îi spuneam unei tinere, dacă te duci unde ți-ai propus, o să vii de acolo ori insultată, ori murdărită. Pentru că asta e societate. Versetul 20 scrie de asemenea, iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să amăgească pe robii mei să dea la curvie. Dar ce îndeamnă mai mult la curvie, dacă nu tehnologia aceasta. De aceea am spus și o spus din nou, nu este normal să vă expuneți pe rețele de socializare. Este puțin spus periculos, este foarte, foarte demonic. Mintea vă va fi afectată. Cu vremea veți accepta la nivel de filozofie, este orientarea lor. Și treptat, treptat va crește nivelul de permisivitate. Vei fi afectat fizic, ce spun medicii în privința asta.
au loc niște mutații, viața de familie va fi perturbată. E tragic ce se întâmplă. În America, din 3 copii, unul e născut în afara familiei. Au spus că trebuie să introducă educația sexuală în școli ca să nu mai fie avorturi precoce. Dar de unde? Când țările în care s-a introdus, a crescut numărul acestor stricăciuni. Și în ultimul rând, ce vă spun în această seară? Principii recuperatorii. Cum să ieși? Cum să fii biruitor în fața acestor amăgiri demonice prin tehnologie? După înțelegerea mea, telefonul, computerul, trebuie folosite ca o travă. Bine ar fi să n-ai nevoie de ea. Dar cu așa grijă, cu ce grijă pui undeva o travă, în cantități mici, la loc sigur, etichetat. E toxic. În primul rând, e foarte important să fii conștient de afecțiunile spirituale imediate și îndepărtate, chiar eterne, a folosirii tehnologiilor prezente și viitoare. Va avansa această tehnică, au ca proiect să nu mai folosești display-ul telefonului, prin ceva ochelari, proiectul lor merge mai departe, nu știu până unde va îngădui Dumnezeu. Să fie de acum unitatea centrală în creierul tău, tu să vezi înainte ochilor cum ai vedea vedenii. Nu știu până unde vor ajunge, că generațiile anterioare n-ar fi bănuit că se ajunge până aici. Dar trebuie să decizi să abandonezi tot ceea ce e păcătos din aceste tehnici. Asta înseamnă să le folosești foarte selectiv, foarte restrictiv și chiar să renunți. Repet, selectiv, restrictiv și chiar să renunți. Domnul Iisus Hristos spunea, citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 18, versetele 7 și 8, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, leapă-le de la tine. De seama cât de categorici ar trebui să fim. Versetul 9, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Când, dacă nu acum, ochiul face pe oameni să cadă în păcat? Ce scoatem mai ușor? Telefonul din utilizare sau ochii din orbite? Logic, nu? Și cum se face că nu ne dăm nici măcar peste ochi? Îi lăsăm să privească? Și căpușorul nostru, al vostru, în mod deosebit, care acum se formează, își formează niște căi neuronale, ceea ce înseamnă niște obiceiuri, în practică vorbind, și, cum spunea un om care s-a lăsat de țigări, a zis că un an de zile, în fiecare dimineață, întindea mâna unde a fost tabacherea, cum ziceau bătrânii. Da? Poate vei spune, frate, dar în situații în care tehnica trebuie folosită. Da, accept. Dar scrie în Timotei 1 Corinteni 6,12, toate lucrurile sunt îngăduite, asta nu înseamnă toate, toate cele care nu sunt păcat în sine, cum spune Roman 14. Dar nu toate sunt de folos. Nimic nu trebuie să pună stăpânire. Pune deoparte telefonul o săptămână, nu te uita la computer o săptămână. Și apropo, scoateți-vă ideea din cap că știrile sunt bune. Știri la nivel mondial, este ceva dovedit, statistic dacă vreți, au rolul să ducă lumea rătăcire. Trusturile media sunt plătite de magnați cu înclinații oculte. Nu veți afla adevărul. Bine spunea cineva că grija unui reporter este să adune informații să publice pe cele rele. Da, n-ai nevoie de aceste știri. Cu siguranță nu. Ce să mai spun dacă zidesc? Păi, când se zidească? Dimineața la prima oră? Seara când te culci? Și specialiștii în medicină spun că nu-ți fac bine. Să nu uităm ce am citit din Efeseni 5:10, nu luați deloc parte
Sau spune tot aici în 10:23, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimic să nu pună stăpânire, spune aici în 6:12. Vezi dacă pune stăpânire, dacă e de folos, dacă te ajută spiritual, dacă poți să fii mai atent la predică, mai atent la ceea ce citești. Dacă acea muzică îți induce stări în care nu poți să-ți controlezi poftele, sau te îndeamnă să te smerești, să te apropii de Dumnezeu, să dorești împărăția Lui, cercetează-te. De aceea să citim ce scrie și în 1 Ioan capitolul 2 la versetul 15 și putem să se le selectăm așa, nu doar noi cei din conducere să vă spunem asta e bine și asta e rău, nu, ar fi prea mecanic. Trebuie la vârsta asta să pricepeți voi, 1 Ioan 2:15, nu iubiți lumea, dar de ce? Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Deci spiritual te golești, te îndepărtezi. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, activată puternic prin aceste tehnologii, chiar și prin alimente, pofta ochilor, când, dacă nu acum, în lumea vizualului, lăudoroșia vieții, când, dacă nu acum, când totul e cu like, și trebuie să spun atâția că îți place și tu să te grăbești să spui că îți plac ce au postat alții, ce au spus alții. Nu sunt de la Tatăl, ci din lume, adică de la diavolul care este stăpânul lumea acesteia. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia Dumnezeu rămâne în veac. Asta e ispita la tinere, de exemplu, să arate bine, să se posteze, să primească like-uri. Și apoi când dau să îmbătrânească, vine depresia, că nu mai arată cum au fost. Și bărbații obișnuiți se uită după așa ceva, rămân cu imaginea, se uită numai la ecran, nu se mai uită în oglindă, că au bătrânit și ei. Și uite așa, diavolul își face lucrarea. Un al doilea principiu recuperator are de face cu ce v-am spus la început, cu felul în care funcționează mintea umană. Trebuie să fim conștient că uneori creierul nostru are nevoie să fie reformatat. Căile neuronale prin informare și educație în timp trebuie să își creeze alte făgașuri. Să îți aducă aminte creierul că trebuie să te rogi. Nu că a trecut serialul sau că n-ai văzut știrile. Dar asta nu se poate numai prin silință și stăruință în respectarea angajamentelor sfinte. Mulți așteaptă după o seară de stăruință, după o mărturisire, se producă minune. Dar ce, ca să ajungi aici, totul s-a produs într-o zi? Vrei să recuperezi într-o zi ce ai făcut în 3 ani? E greu. Eu le spun la unii, s-ar putea Dumnezeu să-ți dea har și să simți dintr-o dată eliberare. S-ar putea să te lase Dumnezeu să muncești, să fii nevoie de zile de post, de acțiuni de împotrivire, să fii statornic în timp. Să spui, nu mai vreau. Să te restricționezi tu, gândindu-te că e spre binele minții tale, spre a nu fi sedus. Observați o lume întreagă ce e sedus? Mulți spun, de ce nu se împotrivesc cu oamenii? În America, o națiune creștină, de ce acceptă aceste strigăciuni ale progresiștilor? Răspunsul este simplu. Pentru că la nivel de minte s-a lucrat, cum vă spuneam, la acest nivel de unde și oamenii chiar dacă văd că nu-i bine, sunt pasivi, a, nu e ok, da, e ok. O incapacitate decizională. De aceea, dacă vrei să fii statornic, rugăciune, post, apropiere de Dumnezeu și ce spuneam mai înainte, stop total cu cele rele, altfel nu poți. S-a amintit aici la început de Roman 7, unde Pavel exprimă starea omului firesc. Vrea să facă bine și nu poate. Simte în el ca o gravitație păcătoasă care coboară. Dar scrie acolo în Roman capitolul 8, primele 2 versete, acum dar nu mai este nicio osândire. Iată în ce stare trebuie să fim noi. Pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, iertați, s-a făcut ispășire pentru noi. Dar cine revine nouă care trăiesc nu după îndemnurile firii, după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dar asta cere statornicie, timp în care să refuzi sistematic aceste chemări demonice și să rămâi statornic în Scriptură. Sau, cum spune la 2 Corinteni, capitolul 10, pentru că, așa cum spuneam, totul se produce la nivel de minte, 2 Corinteni 10, de la versetul 3, măcar că trăim în firea pământească, sunteți tineri cu aceleași impulsuri ale cărnii, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, de ce este necesar să primiți Duhul lui Dumnezeu?
Să vă lăsați mintea prelucrată de Scripturi? Armele care ne luptăm, noi nu sunt supuse firii pământești. Da, vin provocări, diavolul atacă, le bombardează, chemări, invitații. Cele pe internet, dovedesc că oamenii sunt cei mai vulnerabili. La o discuție, așa, face to face, omul este mult mai capabil. Dar dacă e numai în lumea virtuală, atunci e foarte vulnerabil. Nici nu știi când ai apăsat și ai dat click, că ești de acord. Dacă era vorba să discuți, erai mult mai circumspect, mult mai competent. Noi răsturnăm izvodirile minții. Și orice înălțime, deci ceva ce vine mai cu impunere, care se ridică împotriva cunoștinței Dumnezeu și orice gând, chiar și în aspecte minore, îl facem rob ascultării de Hristos. Doamne, binecuvântă mintea tinerilor noștri cu așa capacitate. O vei dobândi în timp. Bine ar fi fost să nu ajungi în faza recuperatorie, să fi păstrat principiile de prevenire. Dar dacă n-ai prevenit, acum trebuie să tratăm. Și unul al treilea și ultim principiu aici, e absolut necesar să renunțați la relațiile virtuale care sunt dăunătoare în favoarea relațiilor naturale, familiale și frățești. Se lăuda un adolescent, am 500 de prieteni pe Facebook sau pe Instagram, nu știu. Cineva l-a întrebat, cu câți te-ai întâlnit? Nu i-am întâlnit. Sau cum spunea un bărbat, mă zice, m-am împrietenit cu cineva pe internet. Și m-am împrietenit cu o femeie pe internet, dar zice, dacă ar fi să mă gândesc bine, nu știu dacă e femeie sau bărbat, mi-a pus o poză de femeie, dar cine știe ce-o fi? Pentru că astfel de oameni nu-i cunoști. Nu vine unul să-ți dea un biscuite. Da. Dar tata, mama, frații de la adunare, tinerii de la grup, spune Biblia prin Pavel în Corinteni 15 cu 33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De aceea e absolut necesar, citești și 2 Corinteni capitolul 6 de la versetul 14, nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Mai cu ani în urmă, atunci a apărut Facebook și cineva unde am fost, a deschis la o pagină a unei tinere și a zis, hai să vedem cine sunt prietenii ei. Și apoi a mers pasul următor. O prietenă a prietenei ei era satanistă declarată, o poză înconjurată de șerpi. Și am întrebat, cum poate să fie sora noastră prietenă cu prietena satanistei? Pentru că nu sunt gândite aceste relații. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Și atenție, versul 17, valabil pentru internauți, pentru relațiile pe rețelele de socializare. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat. Dacă rămâi acolo, n-ai cum să nu te atingi de ceea ce e necurat. Că trebuie să calci la 7 metri să n-ajungi în noroi acolo. N-ai cum să pășești așa lung, să faci un pas. De aceea cel mai bine e să ieși. M-a sunat atunci un bărbat și a spus, frate, când a apărut Facebook, ne-am deschis cu soția o pagină comună, ea a vrut să ne deschidem separat, eu am ieșit de acolo, că am văzut că e bai, cum zice românul. Ea nu mai vrea să iasă, e ruptă de mine, nu m-am cu cine povesti, are prietenii ei, foști colegi, poate are și un bărbat, nu știu. Și a zis o vorbă, așa cu durere. Eu nu pot reproduce cu intensitatea durerii lui, a zis, blestemată să fie ziua în care mi-am deschis cont pe Facebook. Eu m-am gândit că e tânăr, om la 40 de ani. Dar voi, care sunteți mult mai vulnerabili. Deci, e bine ce ați făcut în seara asta și ce faceți că veniți la adunare, cum scrie în 2 Timotei 2 cu 22, fugi de poftele tinereții. Și unde sunt poftele tinereții mai la ele acasă dacă nu
atunci când deschizi aceste aparate și urmărești neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Unde e asta? În părtășiile familiale și la adunare. Închei. Reamintindu-vă că sunt principii ale realității ființei umane. Nu ești înger, ești numai om. Nu te juca. Nici David n-a rezistat când a văzut o femeie dezbrăcată. Era David și avea, făcând socoteala, vreo 50 sau și peste 50 de ani. Nu uita că mintea e cel mai important organ al ființei tale. Nu uita de principiile preventive. Viața evlavioasă de acasă. Și stabilirea sub autoritate. Că asta a vrut diavolul să demonteze în cosmos, autoritatea. Haosul. Asta e ideea în postmodernism. Fiecare are adevărul său propriu. Să fie lăsat copilul să facă ce vrea. Deși mai apoi, când e copilul mare, societatea impune reguli, nu? Iată că ne impun să purtăm mască. Și atunci îi deranjează că tata și mama sau biserica impune anumite principii. Dar nu se poate fără principii. Ce-ar fi în armată, ce-ar fi într-un stat, dacă n-ar fi autoritate? Și totuși, pentru promovarea răului, vor să suprime autoritatea. Să scoată autoritatea bărbatului, să rup mama de copii și toate celelalte rele. Nu uita și principiile recuperatorii. Conștientizează efectele spirituale imediate și în timp etern acestor stări, abandonează și folosește cu maximă grijă, în securitate, aceste tehnici. Iar la unele, dacă poți, renunță total. 2. Conștientizează că ai nevoie în timp să-ți refaci creierul dacă s-a îmbolnăvit. Nici ficatul nu se repară repede, nici plămânii. Ce crezi, că creierul se repară mai repede? Nu, ai nevoie de o alt stil de viață și în timp te dezobișnuiești de cele rele. Și nu uita, în al treilea rând am spus, rupe-te de relațiile virtuale. Lasă-te cu prietenii ăștia reali pe care îi vezi în carne și oase. Prezentul, rețineți, este o pregătire a viitorului, de fapt a sfârșitului, când Anticrist, cele două fiare, vor prelua controlul total asupra umanității și prin tehnologie. Scrie în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, citesc de la versetul 6, hai numai de la 7. Taina fără de lege a și început să lucreze, pentru că toate se pregătesc așa în timp. Și atunci se va arăta cel nelegit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu sulfarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii, că nu sunt numai astea, prin tehnică, dar noi acum despre asta am vorbit. Pentru că cei ce n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, și dacă cineva nu i-a plăcut ce am spus în seara asta, are toate șansele să fie amăgit. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Descoperirile astea tehnice sunt îngăduite de Dumnezeu. Pentru că pământul ăsta trebuie să-și ajungă, cum scrie Apocalipsa 14, culmea răutății. Adică Dumnezeu trebuie să aibă o motivație profundă să ia atitudine să distrugă pământul. Că nu se mai poate, ca la potop. E limita limitelor a îngăduinței. Pentru ca toți cei n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Exact același aspect ce vi spuneam, plăcerea. Și asta se dictează de la creier. Și activitățile în care te incluzi, acelea se dictează plăcerea. Scrie apoi în Apocalipsa 13, deci ce va fi pe pământ, scrie aici de la versetul 1, o fiară cu 10 coarne, 7 capete. Versetul 2, partea finală, Balaur i-a dat puterea lui scaunului domnie și o stăpânire mare. Versetul 3, partea finală, pământul se mira după fiară și au început să închine Balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei.
spune în versetul 7, i s-a dat stăpânire peste orice seminție, orice norod, orice limbă și orice neam și toți locuitorii pământului se vor închina. Afară de aceia căror nume a fost scris de la întemeirea lumii în cartea vieții mielului care a fost jungheat. Deci iată că unii rezistă să fim printre ei. Puteri demonice, toate amăgirile. Unilor nu le vine să crede că tehnica asta va juca un rol puternic, dar deja tehnica are un rol extraordinar. Observați, se întâlnesc patru și în loc să vorbească între ei, deschid telefonul. Altcineva le dictează ce trebuie să gândească și ce trebuie să facă. Dar, spun acum la urmă, prin cunoașterea cuvântului, noi știm ce urmează să vină. Prin puterea spirituală dată de prezența Duhului Sfânt în noi și întreținut prin activități sfinte, orice om, chiar adolescent și tânăr, are capacitate la nivelul lui Duhul Minții să reziste în fața acestui sistem demonic. Pentru că scrie în continuare acolo la textul din 2 Tesaloniceni 2, revin la ce scrie de la versetul 13, însă noi, prea iubiți frați de Domnul, după ce scria mai sus de unii care vor fi amăgiți, pentru că n-au primit adevărul. Nu le plac principiile sfinte, aceste delimitări, avertizări asupra amăgirilor prin tehnologie și nu numai. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Acum, doar așa, prin o predestinare fără sens, arbitrară, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Crești ce-i scris, vrei să te sfințești, tu scapi. Spun unui, eu nu accept pecetea fiare din Apocalipsa. Auzi, scrie în Apocalipsa că întâi pecetulește Domnul. Diavolul pecetulește ce rămâne. Grija mea trebuie să fie să fiu al Domnului. Mă va avertiza, mă va păzi, îmi voi da seama. Domnul îmi va zestra mintea, o capacitatea de a rezista acestor provocări. Și un ultim text, Efeseni, capitolul 4, unde scrie de la versetul 17 ce diferență trebuie să fie între noi și cei de afară. Enormă. Și diferența asta, pe măsură ce ne apropiem de capăt, e tot mai evident. Efeseni 4:17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, deci e afectată mintea. Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietrinimilor ei și au pierdut orice pic de simțire, nu-i acum așa? S-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie, orice fel de necurăție. Nu-s limite. Vor a fi legiferate și alte stricăciuni care nu le pomenim de la amvon. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, apropo de principiile recuperatorii, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre și vă spuneam că mintea trebuie să-și redobândească acele trasee sfinte, să vă îmbrăcați în omul cel nou, apoi mintea transmite întregului comportament, întregului trup, după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Doamne, ajută-ne așa să fim și dacă nu suntem, să ajungem așa. Amin.